Acesta este ultimul bastion cucerit de romani în lupta împotriva evreilor. Suntem la Masada, aici începem a treia zi din călătoria noastră în Israel. În anul 73, ultimii evrei s-au refugiat aici. O să avem multe lucruri senzaționale să vă povestim și astăzi, așa că rămâneți alături de noi. Masada este o fortăreață străveche, ridicată strategic pe un platou stâncos, pe țărmul vestic al Mării Moarte, în anul 30 înainte de Hristos de către regele Irod și este unul dintre siturile cel mai bine conservate din Antichitate. Mai mult decât atât, Masada este un simbol al rezistenței evreilor în fața romanilor care au atacat acest ultim refugiu în anul 73 după Hristos. Ghidul nostru, Daniel Stanger, ne dă mai multe detalii. Totul a început cu niște cisterne de apă care au fost găsite aici, cu câteva așezări vechi, foarte vechi. Nu se știe, nimeni nu știe de când sunt cisternele acelea de apă făcute pentru a se umple cu apă. Însă, Irod cel Mare a fugit înainte de a fi împărat, a fugit de evrei. Și au venit în zona aceasta unde au găsit cele câteva așezări și de asemenea niște cisterne de apă care se umpleau cu apă. Și pentru că le-a găsit aici, a găsit refugiu. Și-a lăsat soția aici și și-a lăsat pe copii aici și a plecat în Roma. După care s-a întors din Roma, romanii l-au pus ca și împărat. În anul 37 înainte de Hristos a venit aici și l-au pus ca împărat în zonă. Și când s-a întors deja, s-a întors ca și împărat, deci cu alt nume, cu alte drepturi și așa mai departe. Văzând locul ăsta, a zis, ăsta e un loc fain să-mi fac eu fortăreață. Țineți minte ce și-au construit evreii, în general, toate casele sau ce a fost pe deal? În felul ăsta poți să controlezi șoseaua, poți să controlezi marea, poți să vezi dușmanii și poți să fii apărat de către dușmani. Și în felul ăsta a venit și a pus evreii sclavi în slujbă ca să lucreze pentru el și a făcut zid de jur împrejurul fortăreței, zidul care are aproximativ 3 km de jur împrejur cu 28 de turnuri de veghe. Unul se mai vede și acolo. O să vedeți ce este original. Este până la Dunga Neagră. Iar de la Dunga Neagră în sus, tot ce vedeți este refăcut, dar cu pietre care au fost găsite aici. Deci tot ce vedeți a fost aproape găsit aici, pietrele au fost găsite aici și și-a făcut o fortăreață pe care n-a folosit-o decât o singură dată, se pare, într-o vară, când a venit la palatul lui, care este aici, despre care o să vorbesc mai târziu. Și se pare că a stat aici numai o lună sau două luni, dar tot ce a făcut aici a făcut de fapt pentru soldații lui. Pentru că dacă ai soldați mulțumiți, ai armată bună, nu-i așa? Și în felul ăsta, pe asta s-a bazat, le-a făcut până și o baie publică. Iar apoi s-a continuat și până aici când și-a făcut palatul. Palatul pe care și l-a făcut el și l-a făcut pe munte artificial. Știți că Irod cel Mare a avut o mania a construcțiilor. O să vedeți și zidul plângerii, care de fapt este tot un fel de mania lui a construcțiilor, dar Masada a întrecut orice măsură. Pentru că el a vrut ca să fie complet despărțit de toată lumea, să n-aibă nimeni acces la palatul lui și atunci cu sclavii evrei a venit și a făcut un munte artificial. Acesta de aici încoace este munte artificial, adică pământ adus de peste tot și pe pământul acesta și-a construit două nivele ale palatului lui. Ultimul nivel care a fost dormitorul cu o scară care mergea în spirală de jur împrejurul unui stâlp. Acesta este de fapt, ei au inventat aici acest fel de scară, n-a fost inventat până în vremea respectivă a lui Irod cel Mare, ca toată lumea care coboară să coboare de jur împrejurul unui pilon și nimeni să nu vadă ce se întâmplă sau nimeni să nu vadă pe cine coboară și unde coboară. Apoi nivelul acesta al doilea se pare că a fost biblioteca pe care a avut-o, iar nivelul de sus unde o să mergem și noi este sala de așteptare sau sufrageria, salonul unde primeam musafiri. O să mergem și noi, am încercat să sun la Irod, dar n-a răspuns nimeni, să vedem dacă ne primește pe noi ca grup astăzi, dar o să mergem și noi și o să vedem dacă e cineva acolo să ne primească, măcar pentru o cafea sau măcar pentru un ceai. Nu ne-a primit nici Irod, nici slujitorii lui, dar noi am avut ocazia să aflăm despre cele mai dramatice și mai eroice întâmplări din aceste locuri. Istoria nu se termină aici. După ce Irod a făcut ce a făcut aici fortăreața, în anul 70, când Ierusalimul a fost distrus, 1000 de oameni s-au refugiat din Ierusalim aici. De ce?
că au găsit apă și au găsit tot ce aveau nevoie pentru ca să locuiască. Se pare că soldații deja plecaseră de aici, nu se știe când, dar totul a fost părăsit. Și acești rebeli evrei care au venit din Ierusalim n-au vrut să se așeze în casele făcute de Irod, n-au vrut să bea din apa pe care a pus-o Irod și soldații lui în cisterne, n-a mâncat nimic din toate hambarele care erau pline cu pește, pline cu măsline și tot ce vrei, ci pur și simplu și-au făcut viața lor proprie și au trăit pentru aproximativ, se pare, 4 ani aici, până când romanii au cucerit în anul 74 și aceasta a fost ultima fortăreață care a căzut în mâinile romanilor. Fortăreața seamănă cu un mic orășel, cu multe turnuri, încăperi, magazii, care ascund și din când în când scot la iveală detalii despre viața oamenilor care au trăit cândva aici. Și acum ce s-a găsit aici, în interiorul acestor hambare? S-a descoperit pește care se pare că numai din Marea Mediterană și numai în zona Spaniei putea să existe astfel de pește. S-au găsit vase întregi care erau sigilate cu pește de acolo și nu numai atât. S-a găsit vin adus tot din regiunea Spaniei, care a fost găsit, deci burdufuri întregi de vin, nu știu dacă a băut cineva din ele după 2000 de ani, dar Irod a vrut să-și facă viața dulce și a lui și a soldaților lui. Dar revin, rebelii care au venit nu au mâncat și nu au băut din ceea ce au găsit aici. Cel mai important lucru care s-a descoperit aici au fost semințe de curmale. Curmale n-au putut să reziste, deci ei nu știu dacă acele curmale au fost întregi și când au venit au descoperit numai semințele sau poate că au fost folosite aceste curmale pentru a face miere și de aceea s-au găsit foarte multe semințe de curmale. Sute de mii de semințe de curmale, deci o imensitate. Ce înseamnă lucrul acesta? Că au avut cantitate mare de curmale aici pregătite și trebuie să știți că din curmalele acestea Ministerul de Dezvoltare din Israel a luat câteva zeci de semințe și le-au pus la germinat și trebuie să știți că în urmă cu aproximativ 10 ani a ieșit un pom din aceste semințe care au fost aici de acum 2000 de ani. Un pom, un curmal, care la ora actuală este într-un kibuț lângă Elat. Și se numește, știe cineva cine a fost cel mai în vârstă om care a trăit pe fața pământului? Metusala, chiar așa se numește acel pom, Metusala. Ne-am făcut loc printre numeroasele grupuri de turiști și am continuat să explorăm domeniul în care cândva a avut reședința Irod cel Mare. Aici este sauna publică sau baia publică făcută de Irod cel Mare pentru soldați. Deci soldații trebuiau să aibă ceva să fie satisfăcuți. Și de fapt astăzi nu știu dacă ați fost careva într-o baie publică sau într-o saună, dar ei au inventat lucrul ăsta, nu noi. Deci noi folosim exact ce au inventat, iar ce o să vedeți aici este o saună sau o baie publică originală făcută înainte de Hristos, undeva în anul 20 înainte de Hristos. Și apoi acest loc este un loc foarte interesant, se numește Palestra, dar locul ăsta era destinat la Facebook din vremea respectivă. Adică vii aici să vorbești, că nu poți să vorbești de acasă, dar aici e locul de întâlnire. Și cu alte cuvinte, deci ăsta e locul cel mai potrivit pentru a-ți face prieteni. Era înconjurat de coloane și vedeți coloane pe aici sau urme ale coloanelor, uitați-vă și acolo. Iar în mijloc era un culoar liber pe care îl vedeți aici pentru soare, dar oamenii puteau să stea să se bronzeze la umbră, dar să vorbească mai bine zis sau să bârfească și aici se dădeau și lupte. Deci ăsta era locul cel mai popular pentru a cunoaște oameni sau pentru a te lupta în public. Și ca să vii aici, deci îți trebuia locul ăsta Palestra, era un loc social, dar după aceea trebuia să intri în baia publică și înainte de a intra în baia publică trebuia să ai un bazin unde să te speli. Dacă ați fost la vreo baie publică, înainte trebuie să faci duș, înainte să intri într-o piscină sau oriunde în altă parte. Vedeți aici locul care era de fapt piscina înainte de a intra în loc. Apoi aici este locul de schimbare. Imediat o să intrăm pe acolo și o să vedeți. Deci e camera de schimb. Vedeți băncuță originală din perioada respectivă. Vedeți tencuială originală din perioada respectivă. Iar apoi
În fiecare paie publică trebuie să ai o piscină cu apă rece. Deci cei care ați fost pică locul cu baia rece, iar apoi intri în propriu zis în sauna. Aceasta este sauna propriu zisă. Cuptorul era aici, dacă o să vedeți, vedeți cuptorul și o să vi-l arăt mai târziu. Iar pe aici intra aerul cald de la cuptorul respectiv în interiorul saunei. De ce vedem aici? Este o saună publică, o baie publică din perioada lui Irod cel Mare, vorba despre anul 20 înainte de Hristos, construită pentru soldații lui. Se pare că au folosit-o des, pentru că soldații au fost aici, o garnizoană a fost aici. Chiar dacă după 2000 de ani n-au mai rămas decât ruine și câteva fragmente de mozaicuri, din informațiile pe care le-am aflat, ne putem face o idee despre gradul de civilizație la care ajunsese Palestina la acea vreme. Cea mai impresionantă construcție de la Masada este Palatul lui Irod, construit pe 3 nivele, fiecare cu o destinație aparte. Ce avem aici? Avem macheta palatului. Deci noi am fost aici în saună undeva, apoi am urcat, dacă țineți minte, am urcat pe câteva trepte și am ajuns aici, care de fapt asta era garnizoana de armată, deci unde toată lumea controla pașapoartele. Deci dacă ar fi fost acum Irod cel Mare sau soldații lui Irod cel Mare aici, pur și simplu n-ar fi controlat vizele acelea care le-ați primit la aeroport, să vadă dacă avem viză, dacă nu suntem palestinieni și așa mai departe. Și intram aici și aici era sala de așteptare, aici ar fi trebuit să fie fotolii imense sau canapele unde oamenii așteptau să fie primiți de Irod. Dar revin, el a folosit acest palat o singură dată în viață, deși alți cercetători spun că niciodată n-a fost folosit de către Irod. El l-a făcut numai ca să aibă ce îi trebuie aici în caz de vreo problemă. Apoi, muntele artificial despre care spuneam. De aici în jos totul a fost munte artificial adăugat. De la nivelul ăsta până la nivelul acesta de aici, deci de la nivelul de aici până la nivelul de aici, totul a fost un munte artificial. Adus cu măgarii, adus cu cămilele din diverse părți până aici, sclavii evrei au făcut lucrul acesta. De ce? Ca oamenii să n-aibă acces la palat, deci el să aibă private, să aibă totul a lui. Aici se pare că era biblioteca, nu știe nimeni care era motivul pentru care a făcut al doilea nivel, dar pentru că este ceva de genul circular, se pare că era o bibliotecă. Iar apoi, pur și simplu, aici era apartamentul lui, dormitorul lui, unde el putea să meargă și să aibă privacy, cum se zice? Intimitate, mulțumesc! Bibliotecă, sală de primire, băi publice, o întreagă civilizație cocoțată în vârf de stâncă. Însă, din totdeauna, așezările umane s-au creat în apropierea unei surse de apă. Aici totul pare arid și lipsit de viață. De unde aveau să aducă apă? Cel mai remarcabil proiect al lui Irod cel Mare a fost sistemul avansat de alimentare cu apă. De unde aveau apă de băut și cisternele de apă? Țineți minte, vă spuneam despre Irod cel Mare că a găsit aici cisterne de apă, iar cisternele de apă pe care le-a găsit, uitați-le unde sunt. Ia uitați-vă, intrări la cisternele de apă, fiți atenți acolo, aici. Deci în munte, milioane de metri cub de apă intrau. Și toată apa era adusă pe cărarea șarpelui, pe care o vedeți pe aici, pe partea asta și mai vedeți și pe partea cealaltă, cu ajutorul măgarilor era adusă apa. Și de asemenea erau două râuri care veneau de sus de undeva, care astăzi sunt secate și uitați-vă cum curgea apa prin canale făcute de ei. Și vedeți, apa se ducea și intra în acele găuri. E adevărat că acum apa trebuia să fie mult mai multă ca să vedeți că intră de fapt în acele găuri. În felul ăsta se umpleau cisternele și puteai să ai apă incredibil de multă, mai multă decât îți trebuia. Deci aveau în zona aceasta două râuri care ambele sunt secate la ora actuală. Ne-am continuat drumul prin fortăreața Masada și am ajuns la cea mai veche sinagogă evrească, construită pe locul grajdurilor pentru cai ale romanilor, de către zeloții care au ajuns să se refugieze aici în jurul anului 70. Trepte originale de sinagogă, coloane, exact cum ați văzut la Nazareth Village. Această locație nu era pentru mulți oameni, că în Masada era 1000 de oameni. Nu toți vin în același timp la sinagogă, deci pe rând. De unde se știe că asta a fost o sinagogă? Pentru că s-au descoperit bucăți ale sulurilor din scriptură.
Aici s-a descoperit o parte din sulul cărții profetului Ezechiel, din capitolul 37, Valea Oaselor Uscate. De aceea se știe că asta a fost o sinagogă. Și rebelii au folosit această sinagogă în ultima zi a vieții lor, atunci când romanii au cucerit. Pe unde au cucerit o să ajungem imediat. Spune tradiția că acești oameni, când și-au dat seama că nu mai au nicio scăpare, au ținut 4 ani, au ținut față romanilor. Romanii au început să construiască o rampă pentru ca să-i cucerească și atunci au zis nu mai nicio scăpare, dar nu vrem să ne predăm romanilor. Și atunci cel mai bine este să ne omorâm soțiile și copiii, iar noi cei comandanții noștri, 10 oameni, tragem la sorți ca să vedem care dintre noi rămâne ultimul după ce fiecare s-a omorât pe celălalt și ultimul se va arunca în sabia lui. Așa spune Iosif Flavius, care a fost istoricul care a menționat Masada și istoria de la Masada, că s-a tras la sorți aici în ultima noapte și ultimul trebuia să rămână să se sinucidă. Toți au omorât soțiile și copiii ca să nu cadă în mâinile romanilor. Au spus, decât să devenim sclavi în mâinile romanilor, mai bine ne omorâm noi. Și așa spune tradiția că s-a întâmplat. Am părăsit situl arheologic de la Masada, un obiectiv foarte râvnit de turiști, mai ales pentru priveliștea măreață ce unește muntele cu marea. Următorul obiectiv, Enghedi. Urmând șoseaua ce șerpuiește de-a lungul Mării Moarte, peisajul deșertic se transformă într-unul mai prietenos, cu vegetație și apă. Un loc perfect pentru o drumeție de câteva ore în care ne-am bucurat de soare, apă, de peisaj și de timpul petrecut împreună. Aici se pare că a fost ținutul în care David s-a ascuns de regele Saul care voia să ia viața. În aceste peșteri sau crăpături ale stâncii, David și oamenii lui au dus o viață de fugar, iar viitorul rege al lui Israel a scris psalmi care ne încurajează și pe noi astăzi. În acest ținut pietros, cuvintele lui David care îl numesc pe Dumnezeu stânca mea capătă mai mult sens. Suntem în pustiul Enghedi, acolo unde David, conform cărții lui Samuel, s-a ascuns de Saul atunci când îl urmărea, așa cum citim în 1 Samuel 24. Iată că David este în pustia Enghedi, i s-a spus lui Saul. Și Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul ca să-l caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici. Într-adevăr, sunt aici stânci extraordinar de înalte și mereu găsim afișe în care ni se spune că acești țapi sălbatici pot să stârnească pietre. Am văzut câțiva pe aici, am înțeles de ce David a ales acest loc ca să se ascundă, pentru că într-adevăr avea unde să o facă. Peștera în care s-a ascuns și unde i-a cruțat viața lui Saul nu mai este acum, dar este doar fundul peșterii și înțelegem, mergând până acolo, de ce David a ales acel loc. Era un izvor de apă acolo, era un loc imens pentru el și cei 600 de oameni pe care avea cu el și altfel înțelegi psalmii lui David și cartea 1 Samuel atunci când vii și calci aici în pustia Enghedi. După ce ne-am răcorit la cascada lui David, am coborât spre mare, Marea Moartă. De fapt, un mare lac foarte sărat, alimentat cu apă doar de râul Iordan. Apa este atât de sărată încât te ajută să rămâi la suprafață chiar dacă nu știi să înnoți. De fapt, poți chiar să-ți imaginezi că stai într-un fotoliu plutitor și citești ziarul de dimineață. Călătoria noastră în Israel a ajuns aproape la jumătate. Am venit aici prin agenția de turism Key Travel, al cărei owner, Andrei Ologeanu, ne spune cum a apărut ideea de a organiza călătorii în Țara Sfântă. De mic copil am fost extrem de pasionat pentru geografie. Mi-a plăcut foarte mult să călătoresc cu părinții mei. Au trecut ani, am început să călătoresc și cu soția mea și mă tot gândeam cum să transform această pasiune în ceva util. Așa s-a născut ideea afacerii, ideea agenției de turism Key Travel, Key de la cheie, pentru că ne dorim ca să oferim o cheie pentru o călătorie de vis, o călătorie de cu amintiri pentru o viață. În călătoriile noastre am descoperit și câteva locuri care au avut însemnătate spirituală
Așa se întâmplă că am început să călătorim destul de des în Israel, dar și Asia Mică, Turcia de astăzi, și am început să descoperim locuri pe unde au călătorit Iisus, apostolii lui, și ni s-a părut o idee foarte bună să împărtășim acest lucru și prietenilor noștri, prietenii prietenilor noștri, și așa am ajuns și la Piața Rece. Vă salutăm acum din cel mai jos punct de pe pământ și din Israel, de pe malul Mării Moarte, la graniță cu Iordania. Suntem aici împreună cu un grup frumos de oameni și am avut o experiență foarte faină. Dacă îți dorești să ai o experiență așa faină, chiar dacă uneori este mai cald, cum este și acum, și e nevoie să folosesc niște ochelari de soare, cu siguranță o să-ți amintești toată viața de o călătorie cu Key Travel. Vă așteptăm cu drag în Țara Sfântă, dar și în celelalte locuri faine în care putem să călătorim împreună. Aceasta a fost ziua a treia. Masada, Enghedi, Marea Moartă, iar la final de zi, un scurt popas la Muntele Ispitirii. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut azi, te așteptăm să ne însoțești și mâine la Betleem și la Ierusalim, pe Muntele Măslinilor și în Grădina Ghețimani. Dacă astăzi a mers pe urmele lui David, mâine vom merge pe urmele Fiului lui David, Iisus Mântuitorul.